Că Duhul Sfânt ne umple, El schimbă urma noastră. O face o vorbă plină de har, plină de încurajare, de bucurie. Că Duhul Sfânt ne umple, umple inima noastră de mulțumire. Că Hristos umple inima noastră, frașilor, nu ne mai trebuie. Nu ne mai trebuie obiecte. Apostolul Pavel spunea, sunt mulțumit cu starea în care mă găsesc. Nu contează că sunt în bogăție sau în sărăcie, n-are absolut nicio importanță. Dar de unde venea mulțumirea? Din locuirea lui Hristos în inimă, care umplea toată viața. Și apoi, fiți plin de Duh, supune-ți Duh. Deci aceste trei lucruri să fie foarte limpede. Când Duhul Sfânt ne umple, ne schimbă vorba, ne umple inima, ne face disponibil. Cum obținem plinătatea? Vă spun foarte clar că nu prin stăruință. Vă spun lucrul ăsta pentru că au venit tineri la mine. Mă ocup de tineri așa, i-am primit la mine și așa în fiecare săptămână mă întâlneam cu ei și a venit o tânără chiar. Frate, să mă duc la stăruință, nu te duci. Stai liniște. Nu așa. Nu așa îți dă Domnul plinătatea. Aia nu-i plinătate, e altceva. Stai liniște. Dar totuși, dacă noi nu suntem de acord cu o anumită metodă, care e totuși modalitatea. În primul rând, nu există o metodă. Știți, există tot felul de cărți pe care vedem în lume. 7 pași ca să ajungi la, așa, 10 pași ca să... Nu, pentru plinătate nu există pași ăștia. Există cuvântul lui Hristos, o băgăduință extrem de interesantă. Ia uitați, eu îi spun așa, pilda celor 3 prieteni. Îmi place foarte mult. Cred că o știți, nu? Un prieten primește vizita unui alt prieten și se duce la un al treilea prieten. Zice, prietene, a venit un prieten la mine acum, zice, e unul noaptea, dar dacă a venit prietenul, eu prieten, mă duc să deranjez un alt prieten. E foarte frumos, este extraordinar de plastică, de frumoasă pilda asta a Domnului nostru Iisus Hristos. În calitate de prieten, tu primești un prieten și te duci să deranjezi un alt prieten ca să onorezi prietenul. A venit la tine de pe drum, trebuie să-i dai de mâncare, tu n-ai și atunci te duci și deranjezi un prieten. Și Domnul Iisus Hristos în pilda asta, știți cum încheie, nu? Cereți și veți primi, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide. Căci dacă voi care sunteți reștiți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Cei mai mulți spun aici că nu-i vorba de Duhul Sfânt ca și cum nu l-ai avea. Va da Duh Sfânt, va da mai mult. Adică, vedeți omul ăla, el nu, e că, nu era unul care n-a pusese niciodată pâine, dar în momentul ăla n-a dat pâine. Și a zis, Doamne, s-a dus la prieten, dă-mi pâine aia, că nu am acum, eu am pâine de regulă, dar a venit unul noaptea la mine. Și trebuie să-i dau pâine. Ce arată asta? E foarte interesant. Iarăși revin la ce spuneam la început. Plinătatea Duhului Sfânt este legată de slujire. Nu este o experiență, în primul rând, pe care să o pui așa, ca o etichetă. Spui, da, sunt botezat cu Duhul Sfânt. Nu e asta. Sigur nu e asta. Plinătatea Duhului Sfânt este ca să poți sluji. Dar să poți sluji bine. Sau să slujești atunci când ești foarte conștient că nu poți o faci. Și atunci strigi la Dumnezeu, spui, Doamne, dă-mi. Faceți aminte care e prima dintre fericiri? Ferice de cei săraci. Ferice de cei ce sunt conștienți că au foarte puțin Duh și îi cer lui Dumnezeu mult. Că Dumnezeu de Dumnezeu. Pentru că El spune aici. Căutați, cereți, bateți. Și veți vedea. Pentru că există o făgăduință extraordinară aici. Pe mine asta mă, cum să spun, asta mă responsabilizează și mă sperie în același timp. Știți de ce mă sperie? Pentru că parcă văd momentul în care voi sta înaintea lui Iisus și să mă întreb, ai fost plin de Duhul Sfânt? Doamne Iisuse. Dar ai văzut ce scrie? Versetul la care am lăsat, ia uite ce zice aici. Cereți, căutați, bateți, fiindcă oricine cere, capătă. Și o să mă întrebe, Iisus, ai cerut? Uite ce am spus eu acolo. Oricine cere, oricine, atenție, oricine. Ești dintre ăștia oricine? Păi am zis, oricine cere, ca. Această promisiune ne responsabilizează să cerem lui Iisus cu certitudinea că vom primi ceea ce cerem.